Bună seara! Voi astăzi participați la primul duel din semifinale. Cel care câștigă va câștiga titlul simbolic de fermier al săptămânii. Dar va rămâne în fermă pentru a lupta mai departe pentru un loc în finală, pentru titlul de fermierul anului și, evident, pentru premiul de 50.000 de euro. Doamna Mari, toată lumea din această fermă îl iubește pe Marius. Și bănuiesc că asta se întâmplă și afară, în viața de zi cu zi. O am alături pe mama mea, m-am bucurat foarte mult. Simt energia ei, mă simt bine că este aici. Cum l-ați descrie dumneavoastră ca mamă pe Marius? Este un băiat, deci nu am cuvinte, muncitor, harnic. Toți banii câștigați, el îmi împarte acasă, că îl iubesc foarte mult. Ce el știe deja lucrul ăsta. Și sper să-l ajute Dumnezeu să meargă mai departe. Marius. Da, este. Viața, după cum știi, bate orice film. Tu și Diana v-ați trăit frumos aici povestea. Și acum, din păcate, trebuie să luptați unul împotriva celuilalt. Este primul duel din semifinală și mă simt la fel de pregătit precum am intrat în fermă. Știu că acum trebuie să dau totul sau nimic. Știu, Diana. E greu. Doamna Crina, era la fel de bătăioasă ca acum? Ei, bătăioasă, nu la propriu, dar bătăioasă. Se descurca foarte încăpățânată. Dacă își dorea ceva, obținea indiferent prin ce metode. Trebuia să ajungă la scopul ei. Și să fie mereu prima, să fie ea coordonatorul de joc printre copii. În rest, un copil cu minte. Ascultător. Deci nu mi-a făcut probleme. Acum, sincer, cum este pentru noastră ca mamă să o vedeți aici, în ring? Acolo, unde este ea? Eu sunt mereu prezentă în 90% din galele de MMA pe care le-a desfășurat și sunt acolo lângă cușcă. Wow. Deci pentru mine cel mai bine mă simt acolo lângă cușcă. Sper să reușiți să-i dați și putere și energie și o forță ca de la mamă la fică. Cel mai bun să-mi lingă. Cât de greu ți este ție astăzi să lupți împotriva lui Marius? Știu că voi fi tristă indiferent de ce se întâmplă, pentru că da, aici eu și Marius o luăm pe drumuri separate, indiferent care merge acasă sau care rămâne mai departe în fermă. Am să vă rog să vă pregătiți de luptă în momentul ăsta. Cred că v-a dat tot ce poate și va ajunge. Va ajunge în finală. Eu așa sper și îmi doresc. Aveți în față un cufăr încuiat cu două lacăte. Pentru a descuia lacătele, veți căuta legați la ochi cheile potrivite în borcanele cu nămol. Odată deschis cufărul, vă puteți da jos eșarfa de la ochi. În cufăr veți găsi ceapa pe care o veți folosi ca muniție pentru a sparge căsuțele colorate. Cine sparge primul toate cele 9 căsuțe câștigă proba. Nu e greu că legat la ochi trebuie să cauți într-un borcan plin de tot fel de drăcii. Problema este cum doar găsești cele 2 chei din cele 10 băgate în borcane. Proba începe în 3, 2, 1, start! Toți am fost uniți, am fost ca o familie, n-avea cum cineva să susțină doar pe unul dintre noi, așa că au decis doar să tacă. În momentul în care Diana a luat prima cheie și a mers să deschidă cufărul, da, mi-a fost un pic de teamă, recunosc. Am găsit atât de repede prima cheie. Băi, atât de ușoară e proba asta, atât de repede merg lucrurile? Diana se întoarce pe sfoară pentru că ea cheia nu s-a potrivit niciunui lacăt. Ambii caută momentul de față în borcan. Când spui Marius, spui Marius și Diana. Când spui Diana, spui Diana și Marius. Când suntem unul și același, amândoi am fost apropiați tuturor din fermă. Să vedem dacă se va potrivi cheia. La primul lac nu s-a potrivit. Doamne, dați-vă că n-aveți voie. Îl încearcă pe cel de-al doilea. Marius a reușit să desfacă cel de-al doilea lacăt. Am auzit primul lacăt că se deschide la Marius și mi-am dat seama că s-ar putea să fie un pic înaintea mea și să fie foarte rău lucrul ăsta. Ambii caută în continuare în noroi,
Marius a mai găsit o cheie, ajunge din nou cu ajutorul Sforiei, ajunge la cufăr, încearcă și în lacătul ce a mai rămas de desfăcut. Diana în continuare caută, din păcate Marius nu a găsit cheia potrivită. Diana caută în continuare noroi. Să vedem dacă reușesc să mai găsească măcar o cheie. Fiecare dintre voi aveți câte 10 chei în borcan. Hai Marius, hai Diana, hai! Hai, hai, hai! Diana a găsit o cheie, cu ajutorul Sforiei ajunge și ea la cufărul său. Depinde de noroc. Dacă nimerchia bună, ai deschis și punct. Dacă nu, mai cauți. Și Marius a mai găsit o cheie, cu ajutorul Sforiei ajunge la cufăr. Mai are un singur lacă de desfăcut, Marius. Și deschide și cel de-al doilea lacăt în acest moment, Marius. Marius în continuare lovește panoul puternic. Probabil un panou, după cum văd eu de aici. Este spart și ultimul panou în acest moment. Nu mă puteam bucura, efectiv, pur și simplu am stat, parcă îmi doream să înghețe timpul în loc. Evident, din tribune nu era niciun sunet. Diana, te poți dezlega la ochi. A pierdut în fața unui om care a fost mai bun. Deci asta a fost, a fost mai bun. Marius în acest moment a câștigat proba. Poate fi numit fermierul săptămânii, chiar dacă acest titlu este doar simbolic. Sunt foarte mândră de Marius și cred că de acum înainte va începe lupta lui pentru marele premiu. Din păcate, în această seară, Diana trebuie să părăsească fermă. Nu m-am gândit o secundă că Diana o să-mi fie așa de dragă. În momentul o secundă că o să țin așa de mult la Marius. M-am gândit că o să-i îmbrățișez eu pe amândoi. Eu să-i îmbrățișez pe amândoi. Și să-mi pare rău că unul dintre ei o să plece. Bă, cam asta e ferma. Diana, tu ai fost un concurent plin de viață. Implicată în tot ce înseamnă ferma asta. Pentru tine, experiența aceasta, de aici, din fermă, ce a însemnat Diana? Toată lumea știe că sunt omul care are mereu cuvintele la el. E bine, de data asta nu le am, pentru că jocul ăsta m-a luat prin surprindere. Astăzi nu trebuia să fim noi, eu și Marius față în față și o știm cu toții bine. Sunt oameni aici care ar fi trebuit să plece de mult. Pare rău, domnul Sandu, dar fiica dumneavoastră nu merită să fie aici. Plec astăzi, dar nu pierd astăzi. Pentru că las în urma mea un om care cu siguranță îmi va duce visul mai departe. Atunci când am vrut să plec, singurul motiv pentru care a rămas a fost să rămân alături de Marius pentru a merge mai departe. Diana, dă-mi voie să strâng mâna. Nu știu de câte ori aș fi avut o ocazie în viață, dar aprecierile mele sunt maximum posibil pe care le pot atribui cuiva. Mă bucur că te-am cunoscut, Diana. Mă bucur foarte tare. Fruntea sus, privirea în față și mergi înainte. Marius, tu astăzi ai obținut o victorie de care sunt convins că nu te poți bucura pe deplin. Nu știu cum să-ți explic, Cristi. Nici măcar nu simt că este o victorie. Adică nu pot să cred că cea mai dragă persoană din fermă pleacă și asta doar din cauza mea, pentru faptul că a pierdut într-un duel cu mine. Sper doar să nu o dezamăgesc și să ajung în finală, așa cum ne-am fi dorit amândoi, să mergem acolo amândoi, să luptăm. Cu siguranță povestea voastră nu ai să oprești. Este momentul unui nou început. Diana,
O să te rog să-ți iei la revedere de la colegii tăi. Bravo, Diana! Bravo, Diana! Diana! Bravo, mă!